Sunt europarlamentarul Petru Luhan și am vești bune pentru tinerii care caută un stagiu de practică, întrucât Comisia Europeană a propus o serie de standarde pentru îmbunătățirea calității acestora. Sunt sigur că mulți dintre voi au făcut un stagiu neplătit din dorința de a câștiga experiență la CV. Au fost aceste stagii remunerate? Ați învățat ceva concret? Vi s-a oferit un loc de muncă după terminarea stagiului? Probabil că nu. Și nici nu e de mirare căci, potrivit unui recent Eurobarometru, unul din trei stagii nu corespunde standardelor privind condițiile de muncă sau conținutului didactic. Recomandarea făcută de Comisia Europeană către Consiliul vine cu îmbunătățiri exact în acest domeniu. Astfel, statele Uniunii Europene, inclusiv România, vor trebui să se asigure că legislația sau practicile naționale respectă principiile enunțate în orientările Comisiei. De exemplu, una din măsurile propuse vizează creșterea transparenței, impunând cerința obligatorie ca stagiile să se bazeze pe un acord scris. Aceasta trebuie să acopere conținutul didactic și obiectivele de muncă, cum ar fi durata limitată, timpul de lucru sau indicația clară dacă stagiarii vor fi plătiți sau nu, precum și dacă vor beneficia de securitate socială. Și în plus, firmele și instituțiile care oferă stagii vor trebui să menționeze în anunțurile de posturi vacante dacă stagiile vor fi remunerate. De asemenea, Comisia încurajează organizarea de stagii transnaționale și extinderea portalului de joburi europene EORES. Eu personal consider că transferul de cunoștințe practice este mult mai important decât transferul de cunoștințe teoretice, așa că încurajez foarte mult atât studenții cât și absolvenții până la 35 de ani să facă un stagiu de practică în străinătate și să apeleze și la site-ul Erasmus pentru absolvenți.